să cunoaștem viața ta, interiorul tău. I remember I had a secretary working for me, a lady working for me. Mi-aduc aminte, am avut o secretară care lucra pentru mine. Her name was Donna. O chema Donna. She had a son, but no husband. Avea un fiu, dar n-avea soț. And one day she said, we were talking about a problem she was having. Într-o zi discutam despre o problemă pe care eu ea o avea. She said, yeah, I was talking to my husband about it last night. Și spune, am discutat cu soțul meu despre asta aseară. I said, what? Și am zis, ce? She said, oh, sometimes I talk to the Lord like he's my husband. Și spune, eu discut de data cu Domnul ca și cum el ar fi soțul meu. Tell him my problems. Îi spun lui problemele mele. I ask him his advice. Îi cer sfaturi. And he lets me know he's there with me. Și el mă asigură că este întotdeauna cu mine. Now, it's a little strange. E puțin ciudat. But she knew Jesus was her friend. Dar Domnul Iisus era prietenul ei. And it's in the scripture it says that Jesus is a father to the fatherless. Și Biblia spune că Domnul Iisus este tatăl orfanului. He's a father to the fatherless. Este tatăl orfanului. And somewhat he's a husband or wife. He's a spouse to those who are single. Și el este soț sau soție celui care este singur. If you are single, he is all you need. Singur încă, el este tot ce ai. So, how does this change our thinking? Cum schimbă toate acestea gândirea ta? One is that really believing that what happens to you is of great concern to the Lord. În primul rând se întâmplă că great concern to God. What happens to you? Your life. Tot ceea ce se întâmplă ție, de fapt, trebuie să ne îngrijoreze pe Domnul sau trebuie să fie îngrijorarea Lui. Some of this scripture is so clear, it's incredible. Unele versete sunt așa de clare, incredibil de clare. Somebody just tell me their name. Somebody tell me your name. Cine vrea să-mi spună numele? Cum îl cheamă? My name is Elvis. 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 Ernest? Elvis. Elvis. Okay, Elvis, you know what Jesus has said to you, what God has said to you? He says, Elvis, I know the plans I have for you. So God Elvis, says, ce spune Dumnezeu, ce spune Domnul Iisus? Știu planurile pe care le-am cu privire la tine. Do you know the plans that he has for you? Știi ce planuri are pentru tine? No, you don't know, but he says, I know the plans I have for you. Dar el spune, eu știu ce planuri am cu privire la tine. And he says, they are plans for good. Și spune, ele sunt planuri de bine. And not for bad. Nu sunt planuri de rău. That you may have a future. Ca nu să ai un viitor. And a hope. Și o nădejde. He says, Tom. Și spune, Tom. I know the plans I have for you. Știu planurile pe care le-am cu privire la tine. Why does he know the plans he has for us? De ce știe el planurile pe care le are cu privire la noi? He is all-knowing. Pentru că el este al toate știitorul. And he's in complete control. Și se află într-un control total. So, he's sovereign. El este suveran. And he's good. Și este bun. I think most of us believe he's sovereign. Eu cred că majoritatea credem că El este suveran. But I believe this morning He was sovereign about my wallet. Dar eu cred că și dimineața aceasta El a fost suveran cu privire la portmoneul meu. I didn't think this morning, you know what, God overslept. He forgot to wake up this morning. Nu m-am gândit azi dimineața că Dumnezeu fi adormit și a uitat de portmoneul meu. When my son had diabetes, I did not think, oh, you know what, God must have gone on holiday. Când fiul meu s-a îmbolnăvit de diabet, nu m-am gândit, Dumnezeu sigur e plecat în concediu. But sometimes I really in my heart don't always believe that God is good. I don't always believe like a dar nu totdeauna am simțit și am crezut în inima mea că Dumnezeu este bun. Why do I not believe it? De ce nu am crezut totdeauna? He's been faithful always. El a fost întotdeauna credincios. He says, though you are unfaithful, spune, deși tu nu ești credincios sau n-ai fost credincios întotdeauna, I am faithful. Eu sunt credincios. He's always been faithful. El întotdeauna a fost credincios.
Why do we not believe sometimes in the goodness of God? Și atunci de ce noi nu credem câteodată în bunătatea lui Dumnezeu? Do you know why? Știți de ce? I think one reason is because we know the evil of our own heart. Pentru că câteodată noi cunoaștem răutatea inimii noastre. So sometimes we think God's like we are. Și credem că Dumnezeu este așa cum suntem noi. Like you messed up and you're going to pay for it. Tu spui, mă, dacă ai încurcat, acum tu plătești. God is just. Dumnezeu este drept. Somebody has to pay for it. Cineva trebuie să plătească pentru ce a făcut. But he's already taken care of it. Dar el deja a avut grijă. Yep, like I thought. Is he punishing me for something? Și mă gândeam eu, vrea să mă pedepsească pentru ceva? There's no punishment. Nu, dar nu există pedepsă. Every time I sin, Jesus pays the punishment. Pentru fiecare păcat al meu, Iisus a plătit. So sometimes we don't believe in the goodness of God because we know the evil of our own heart. Câteodată noi nu credem în bunătatea lui Dumnezeu pentru că cunoaștem răutatea inimii noastre. There's nothing in the scripture that would make us think that God is not good. Nu există nimic în Scriptură care să ne dea această idee că Dumnezeu nu ar fi bun. Let me tell you some things he calls us as Christians. Haideți să vă dau câteva exemple cum ne numește El pe noi creștini. If you know Jesus Christ is your Savior, dacă cunoști pe Iisus Hristos ca Salvator, and you have a personal relationship with God, și dacă ai o relație personală cu Dumnezeu, let me tell you some things that he uses to describe that relationship. Dă-mi voie să-ți spun câteva lucruri pe care El le spune că descriu această relație cu El. One is a child. El spune copil, an adopted child. El spune că te-a adoptat în familia lui. Not a child that he just like, well, you know, I couldn't help but I got this child. Nu un copil despre care te mână, n-am avut ce face la zmatru sau de el. But a child that was chosen. Tu ești un copil ales. Reminds me of a story one time. Mi-aduce această aminte de o povestire. And these two guys, there was a guy named Jim, a young man named Jim. Era un tânăr numit Jim. And an old guy named Bill. Și un bătrân numele Bill. And they went to this place every morning. They went to a place every morning where people would come to that place and hire people they needed to help them at their farms. Ei mergeau într-un loc în care veneau oamenii care te luau să muncești ziua la fermă. Well, Bill was real old. Bill era bătrân. Wasn't very strong. Nu mai era așa de puternic. Jim was real young. Jimmy era tânăr. He wasn't very strong. No, he wasn't very strong either. He was just nu era nici el prea puternic, era așa un tip mititel. So, the first farmer came and he picked two of the better guys. Vine primul fermier, îi ia pe primii doi cei mai buni. Jim and Bill weren't picked. Jim și cu Bill nu au fost luați. The next farmer came and picked some other guys. Vine următorul fermier, ia pe alții. They still weren't picked. Ei încă tot nu au fost luați. And on and on. Și așa mai departe. And they're sitting there talking to each other. Și stau ei acolo și povestesc unul cu celălalt. And about 2 hours have gone by. Trec vreo 2 ore. And Bill goes, you know, I'm old. Și Bill spune, știu, eu sunt bătrân. I'm weak. Sunt slab. I don't blame them for not picking me. Nu îi învinuiesc pentru faptul că nu vor să mă ia la muncă. And lunch came. Vine ora prânzului. And they're thinking, well, we should just head on home. Și se gândesc, mă, trebuie să mergem acasă. Then this farmer comes at the middle of the day. Yeah. A farmer comes at the middle of the day. Vine un fermier la mijlocul zilei la miază. He sees Jim and Bill there. Îl vede pe Jim și pe Bill acolo. He said, oh, I am so glad you're here. Și spune, mă bucur așa de mult că sunteți aici. I thought by now no one would be available to help me. Pentru că am crezut că nu mai e nimeni aici care să mă poată ajuta. And I need help badly. Și am nevoie disperată de ajutor. And I'll pay you for the whole day. Și vă plătesc ca și cum ați fi muncit toată ziua. They got in the truck. In the back, they got in the back of the truck. S-au urcat în camionetă. And Bill looks at Jim. Să uită Bill la Jim. He said, Jim, it really feels good to be picked. Și spune, Jim, așa de bine mă simt că am fost ales. It's so good to be picked.
E așa de bine ca să fii luat. Jesus picked you. Iisus te-a ales pe tine. He says, "You did not choose me." El spune, nu tu m-ai ales pe mine. I chose you. Eu te-am ales. Picture yourself as an orphan in one of the Romanian orphanages. Imaginează-ți că ești unul din orfanii care se află în orfanatul de Romanie. With many, many children there. De mulți alți copii. And Jesus walking in. Și vine Domnul Iisus, intră. And say, și spune, eu te-am ales. You're going to come to be a part of my family. Tu vei veni ca să fii parte din familia mea. And you're going to be entitled to all that I have. Și vei fi puternicit ca să ai tot ceea ce am. There are no orphans who know Christ. Nu există orfani care să-L cunoască pe Domnul Iisus. And let me tell you about his father. Haideți să vă spun despre acest tată. This is again a scriptural verse. Este tot un verset biblic. He said, "No good thing will I withhold." Spune el, eu nu țin lucrurile bune, nu ascund lucrurile bune. From those who walk uprightly. De cei care umblă în neprihănire. There's another promise. Aici este o promisiune. He says he has good things stored up. Spune că are lucruri bune ținute for those who put their trust in him. Pentru cei care își pun încrederea în el. I used to go to my grandmother's house. Obișnuiam să merg de acasă la bunica. And no matter what, she always had something to give me. Nu conta când ajungeam la ea, dar întotdeauna avea ceva să-mi dea. And I used to wonder, how does she always have things to give me? Și m-am tot întrebat, cum de întotdeauna are ceva ce să-mi dea? Candy or a little toy, always. Întotdeauna avea câte o bomboană, câte o jucărie. Why did she always have them? De ce întotdeauna avea câte ceva? She had them stored up. Le avea adunate. Magazinate. God has good things stored up for you. Dumnezeu are lucruri bune adunate, magazinate pentru tine. So, if we can believe that God is sovereign, dacă noi putem crede că Dumnezeu este suveran, and that God is good, și că Dumnezeu este bun, and we really meditate on that, și dacă medităm cu adevărat la aceasta, we can learn the secret. Atunci putem învăța secretul. You know, sometimes we have to ask ourselves what we think God wants for our life, though. Câteodată trebuie să ne întrebăm ce dorește Dumnezeu de la viața noastră, sau de viața noastră. God, show me. Și spunem, Doamne, arată. Show me your way. Doamne, arată-mi calea pe care vrei să merg. Do you want me to do this? Vrei ca eu să fac cu tare lucru? Sometimes we don't know. Câteodată nu știm. But we take a step of faith. Însă facem un pas prin credință. And we watch. Și privim. We're patient. Suntem răbdători. And we watch. We see if the Lord wants us to come. Și urmărim să vedem dacă Domnul dorește să mergem mai departe. Or go. Or do something. Sau să facem ceva, sau să mergem undeva. When I first came to Hungary about 2 years ago, acum 2 ani, când am venit în Ungaria, people said, "Are you sure God wants you to go?" Mă întreba oamenii, ești sigur că Dumnezeu vrea ca tu să mergi acolo? I said, no. Și am zis, nu. Think he does. Dar cred că El dorește. I think he does. Cred că El totuși dorește. But I'll step out in faith. Dar eu vă porni prin credință. And he'll show me. Și El îmi va arăta. One of my friends says, "What if you're wrong?" Și una dintre mele era, și dacă greșești? Well, another God good enough to fix your mistakes. Și îmi spune, auzi, tu crezi într-un Dumnezeu destul de bun care să repare greșelile? Reminds me of sometime I've come home. Aduce aminte asta de faptul că câteodată veneam acasă. My kids who aren't able to fix something are trying to fix it. Și copiii mei nu puteau să repare anumite lucruri sau să le pună la loc. They're trying to help. Dar încercau să ajute. But they're doing more harm than good. Dar în loc să repare ceva mai mult stricat. Am I mad at them? Acum eu trebuie să mă supăr pe ei. No, I appreciate their heart. Nu, apreciez inima lor. And so one time my son, he was trying to fix the lawnmower, what cuts the grass. Odată fiul meu a încercat să repare mașina de tăiat iarba. And it made it worse. Și în loc să repare, a stricat-o. And so I came home.
Așa că vine la casă. He said, "Dad, I hope you're not mad." Și spune, tată, sper că nu ești supărat. He said, "I was just trying to help you out." Am încercat să te ajut. I said, "No, I'm not mad." Zic, nu sunt supărat. He said, "I also knew that if I messed it up, you could fix it anyway." Știu că chiar dacă le-am încurcat, dar trebuie acolo, tu știi ca să le repari, să le pui la loc. So one, Josh had to believe that I had a good heart. Unu, Iosua trebuia să crede că eu am o inimă bună. And that I could fix it if he messed it up. Și că eu pot să repar ceea ce a greșit el. Well, that's not always the case. Însă nu întotdeauna e așa. But it's always the case with the Lord. Însă ceea ce privește pe Domnul, el întotdeauna poate. It reminds me, one time I went to a campus crusade meeting in college. Mi-aduc aminte, am fost la o întâlnire când eram la colegiu, o întâlnire la campus crusade. I said, I look back, this is so stupid, but... Și mă uitam pe lângă mine și mă, dar ce prostie. This was before I went overseas. S-a întâmplat acest lucru înainte să merg în proiectul așa de misiune. God, before I go to the campus crusade meeting, și am spus, Doamne, înainte să mă duc la această întâlnire de la campus Crusade, la Lege Viață, if you want me to have a girlfriend this year, dacă vrei că eu să am o prietenă în anul acesta, let me meet her in the first five minutes. Ajută-mă să o întâlnesc în primele 5 minute. I went to the meeting. M-am dus la întâlnire. I'm looking all around. Și? Looking at my watch. Mă uit peste tot și cronometrez. One minute goes by. Trece un minut. Two. Două. Three. Trei. Then I see this girl. Și apoi vine o fată. Barbara. Una Barbara. I had met her one time before. Am mai întâlnit-o odată. I went up to her, Barbara. Și am zis, Barbara. How are you? Ce mai faci? She said, good. Și zicea, bine. She said, why do you keep looking at your watch? Și mă întreba, de ce te uiți la ceas? I said, if I told you, I'd be embarrassed. Zic, dacă ți-aș spune, m-aș simți... Well, that was not a sign from the Lord. Acesta n-a fost un semn. That's not what I'm asking you to do. Și nu vă rog să faceți așa ceva. I mean, I'm asking you to ask God to help you have a sense of what you should be doing. Vreau ca să vă rog să rugați pe Dumnezeu să mă ajute să înțelegeți ce aveți de făcut. And can you look back on your life? Puteți să priviți în urmă la viața voastră. Since you know the Lord. De când îl cunoașteți pe Domnul. And see evidence of God's love. Și să vedeți dovezi ale iubirii lui Dumnezeu. His goodness. Ale bunătății lui. And his sovereignty in your life. Și ale suveranității lui. So if you do, and this next point is so key. Dacă da, atunci următorul punct este un punct cheie. Accept the circumstances in your life. Accept the circumstances. Acceptă situațiile din viața ta. As some indication, not total, but some indication of God's will for your life. Pentru că unele sunt o indicație a lui Dumnezeu pentru viața ta. Unele sunt o indicație a lui Dumnezeu pentru viața ta. Now, it's key, some indication. Deci, am spus unele. Let me give you several examples. Haideți să vă dau câteva exemple. How many of you were born in a family with no brothers? Câți v-ați născut într-o familie în care n-ați avut frați? Okay. No, you had no brothers. Okay. No brothers. Deci, care ați avut frați numai, nu ne vorba despre frați. It was never God's will for you to have a brother. Nu a fost voia lui Dumnezeu ca tu vreau să ai frați de cor. How many of you were born in Romania? Câți dintre voi v-ați născut în România? Okay. How many of you wish you were born in Hawaii? Câți dintre voi v-ați dorit să fi născut în Hawaii? Și well, I don't need to sit there and think, you know what, I wonder if God really wanted me to be born in Hawaii. Și nu trebuie să mă întreb, oare Dumnezeu a vrut ca eu să mă nasc în Hawaii? How many of you were born with brown hair? Câți dintre voi când v-ați născut ați avut părul șapen? It's probably God's will that you have brown hair. Înseamnă că fi voia lui Dumnezeu ca tu să ai părul șapen. It doesn't mean you know, if you go color your hair, I don't care. But let me give you a better example that I think really comes home. Dar
Haideți să vă dau un exemplu bun. If God does not have a Christian in your life, then that you have a strong peace that you should be married to, dacă Dumnezeu nu are un creștin pentru tine, un creștin puternic ca să mergi viața ta, un creștin cu care să te căsătorești, he doesn't want you to be married today. Înseamnă că El nu dorește ca tu să te căsătorești astăzi. And he doesn't want you to go looking for it. Și El nu dorește ca tu să te apuci să o cauți. Sau să o cauți. The church I go to in Hungary has many more girls than it does guys. Biserica la care merg eu în Ungaria are mult mai multe fete decât băieți. We did the same conference at that church about 8 months ago. Acum vreo 8 luni am avut aceeași conferință la noi în biserică. At the end of the conference they wrote questions on a piece of paper. La sfârșitul conferinței au scris întrebări pe bilețele. And one of the questions that was a very common question from the girls. O întrebare care a venit mai des din partea fetelor. They said there's many more girls here than single guys. And my chances don't look real good. Spuneau cam așa. Aici sunt mai mulți fete decât băieți și șansele pe care le am nu arată sau nu se arată prea bine. One of the girls came up and actually asked me that question. De fapt, a venit o fată la și chiar mi-a pus întrebarea în față. I said, Christina? Și am zis, Christina? How many guys do you want to marry? Tu cu câți băieți vrei să te căsătorești? You want more than 100? Vrei mai mult de 100? I said, matter of fact, there's probably, I don't know, but I bet you there's about somewhere between 500,000 and 1,000,000 men in America, I mean in the world, who are Christian. Probably 500,000 men in the world who are Christians. Din câte știu eu, așa cu aproximație, cam o jumătate de miliarde, 500 de milioane de oameni în lumea asta sunt creștini. And I bet you there's probably somewhere between 100 and 200 million men who know the Lord who are single. Și cred că din toți ăștia sunt vreo 100 sau 200 de milioane de băieți sau bărbați care sunt singuri, necăsătoriți. How many husbands do you need? Tu de câți bărbați ai nevoie? He said, well, I only need one. Am nevoie numai de unul. None of them go to my church. Dar niciunul din ei nu vine la noi la biserică. This is a problem. Asta e o problemă. I said, you know what? I'm really worried. Știi, sunt foarte îngrijorat. She said, really? I said, yeah. Mi-a zis, da. I said, I'm really concerned for God. Sunt foarte îngrijorat de Dumnezeu. He's sitting up there in heaven right now. He is really worried. Pentru că el stă acolo în cer și acum așa de îngrijorat. He doesn't know how he's going to fix this for you. Pentru că nu știe ce să facă cu privire la tine acum. She got this look on her face like, really? Și dintr-o dată pe fața ei, da? Then she goes, no. Zice, no. Then she smiled. Apoi zâmbește. I said, Christina, some of us are stupid. Și zic, Christina, așa că noi credeți că suntem proști. I was pretty stupid. Suntem foarte proști. So God knew he had to take me to the other side of the world. Pe mine Dumnezeu m-a dus pe partea cealaltă a lumii. For me to meet my wife. Ca să o întâlnesc pe soția mea. Who grew up only 30-15 minutes away from where my mother grew up. Care a crescut de fapt doar la 15 minute, 30 de minute de distanță de locul în care a trăit mama mea. Pretty crazy, eh? Ce nebunește sună. But he had to do something that outrageous for me to fully realize that he was in control. Însă el a trebuit să facă pentru mine ceva uimitor pentru ca eu să cred că el este cel care se află în control. Is he sovereign? Este el suveran? And is he good? Și el este și bun, să știți. And so you have to believe that your circumstances are some indication. Trebuie să crezi că situațiile în care te afli sunt, într-o anumită măsură, indicații. So as I gave you that example in my own life. V-am dat acest exemplu chiar din viața mea. So let me give you a few more questions. Haideți să vă mai pun niște întrebări. Is God big enough and strong enough to meet your needs? Este Dumnezeu destul de mare și de puternic ca să-ți împlinească nevoile? Or, but is your faith
strong enough to believe that he's still in control no matter what your heart says. Este credința ta destul de puternică ca să creadă aceasta, indiferent de ce ți-ar șopti inima? Our faith at times is weak. Câteodată credința noastră este slabă. I love, it's one of my favorite little verses. It's a little verse, but it's one of my favorite. Unul din versetele scurte este preferatul meu. Does this echo your heart at times? Câteodată ai și tu aceasta în inima ta așa ca un eco? When the disciples said, I believe, but help my unbelief. Când a spus ucenicul, Doamne, cred, dar ajută-ne credinței mele. That's what I thought this morning. God, I do believe you're good. Doamne, eu cred că tu ești bun. Help my unbelief. Dar ajută-ne credinței mele. Let me give you a little phrase to think about. Haideți să vă dau o propoziție. Weak faith in a strong support is better than strong faith in a weak support. Credința mică într-un sprijin mare este mai bună decât credința mare într-un sprijin mic sau slab. Weak faith in a strong support. Credința slabă în cineva într-un sprijin puternic. I remember one time I was with my wife. Mi-aduc aminte că odată eram cu soția mea. And we had this opportunity to do something that was kind of crazy. Și aveam această posibilitate, ceva nu ieșise bine. They wanted to put this belt around me and my wife. Și au pus ei o centură în jurul meu și a soției mele. And they hooked a cable right here on the belt. Și au agățat un cablu de acea centură. There was a parachute behind us. În spatele nostru era o parașută. And a boat tied to the other end of the cable. Și în față era o barcă. And basically we pulled the boat. Și de fapt ce făcea ei era să tragă barca. And we went up about 200 meters into the air. Iar noi urma să ne ridicăm la vreo 200 de metri în aer. Now, I was up there and I was very nervous. Ma, ne-a ridicat și tare eram emoționat eu și... And I looked at Kathy and I said, Kathy, is this support, is the support going to hold us? Și mă uit la Kathy și-o întreb, auzi, Kathy, crezi că asta o să ne țină? She goes, honey, if it doesn't, we have the rest of our life to get it fixed. Și spune, auzi, dacă nu ne ține, avem tot restul vieții ca să reparăm. The support held us. It was fine. Acel suport ne-a ținut. So when I came down, I asked the man. Când am aterizat, l-am întrebat pe omul respectiv. I said, I was wondering if this cable would work. Zic, mă întrebam dacă cablul acesta ne va ține. He says, well, it's rated to hold up to 5,000 kilos. Și îmi spune el, e tratat ca să țină 5,000 de kilograme. There wasn't a problem with the cable. Nu era problema, sau nu era problema cu acel cablu care ne ținea. There's never a problem with God. Nu există niciodată problemă cu Dumnezeu. There's only a problem with our faith. Dar există o problemă are de face cu credința noastră. Let me share another thought. Haideți să mai dau un gând. Understand that difficult circumstances do not last forever. Înțelege faptul că situațiile grele nu durează veșnic. This too shall pass. Și ele vor trece. A difficult time in our life. O perioadă în viața noastră. At one point we had 3 children. Era când aveam 3 copii. And the oldest was 3. Și cel mai mare dintre ei avea doar 3 ani. I don't know if you've ever been in water where it came up to about right here. Nu știu dacă ați stat în apă până aici la gură. That's where we felt like. We felt like the water was about right here. Ne simțeam ca și cum apa ne-ar fi ajuns la bărbie. So as long as the water was flat and there was no ripples, we were okay. Atât timp cât apa asta era liniștită și nu
Nu aveam valuri, era bine. But if anything happened that made the water go up and down, dar dacă se întâmpla un pic ceva care făcea ca apa să aibă valuri, so we had a little saying in our marriage. Noi avem o zicală, noi în casă, în familie. We would say there were days we were taking on water. Spuneam noi, erau zile în care am mai băut și apă. Honey, how was today? Dragă, cum a fost astăzi? Well, I was taking on water. Iar am luat o gură de apă. You can get a picture of that water coming just above your mouth. Imaginează-ți această apă care dintr-o dată crește deasupra gurii tale. But this too shall pass. Dar și asta trece. Now you think, is that a right attitude? Is that a biblical attitude? Și vei întreba, este această atitudine corectă, o atitudine biblică? It's very biblical. Foarte biblică. You know what we're told? Știți ce ni se spune? We are told to encourage one another in this very point. Ni se spune să ne încurajăm astfel unii pe alții. This will not last forever. Pentru că aceste lucruri nu vor dura veșnic. Have you ever been on a long trip? Ați mers vreodată într-o călătorie lungă? And you think, am I ever going to get there? Te-ai gândit vreodată, oare mai ajung la destinația dată? Well, sometimes you don't know if you ever are going to get there. Câteodată nu știi dacă o să mai ajung. Maybe the car breaks. Să mai strică mașina. Or the train breaks. Sau știi, ești că trenul se mai strică. I remember one time I was coming back, I needed to get from this island, and it was off the coast of Hong Kong, and I needed to get back to Orlando, Florida. Pentru că aminte că trebuia să vin de pe o insulă din Hawaii înapoi pe coastă. I had to take a boat somewhere, then I had to take a train, then I had to take another train. A trebuit să iau o barcă, după aceea trenul, după aceea alt tren. From the time I left my friend's house, or the hotel. Din momentul în care am părăsit, mă știu, casa prietenilor sau hotelul, to the time I got home, it took about 40 hours. Până am ajuns acasă, au durat vreo 40 de ore. In the last few hours, I was almost in tears. Și ultimele ore le-am petrecut aproape în lacrimi. I thought, am I ever going to get home? Mă gândeam, mai ajung cu acasă sau nu? I wasn't sure. Nu mai eram sigur. Well, you're going to get home. Te ajunge acasă. And it's going to be everything that you ever hoped to be and more. Și va fi așa cum ai dorit, va chiar mai mult. If you were, if tomorrow you were taking, let's say you were taking a 200-hour train to Disney World. Să zicem că mâine ar trebui să te urci într-un tren și ar dura 200 de ore ca să ajungi până la Disney World. And you knew once you got there, you would be there with all of your friends. Și odată ce ai ajunge acolo, ai fi împreună cu toți prietenii tăi. You'd be staying in the best hotel. Vei fi cazat la cel mai bun hotel. Stay there as long as you wanted to. Vei sta acolo cât vrei tu. You might can make the trip. S-ar putea ca să te angajezi la această călătorie. Because you go, you know what? I'm sick of this train. Pentru că te gândești, mă, mi-e greață sau mi-e rău când aud de trenuri. One day it's going to be over. Dar într-o zi totul se termină. In the book of Thessalonians, în Cartea Tesalonicenilor, we are told to encourage our fellow brothers and sisters. Ni se spune să încurajăm pe frații noștri, pe surorile noastre, that Jesus is coming back. Pentru că Iisus va reveni. And he will take us home. Și ne va duce acasă. There may be times you are lonely. Sunt perioade în care simți că ești singur. But this too shall pass. Dar și acestea vor trece. Just as he left, he will come back. Tot așa cum a plecat, așa va și reveni. To take you home. Și te va duce acasă. We don't know exactly what it'll be like. Nu știm exact cum va fi. But we know he's promised us that it's far more. It's exceedingly and abundantly above all that we could ask. Dar știm că este mult mai mult, este mai presus de înțelegerea noastră ceea ce va fi acolo. So what do we do in the meantime? Și atunci, ce facem noi până atunci? What do we do as we're waiting maybe for our spouse? Poate că așteptăm să ne iasă în cale partenerul de viață. Or we're waiting for the Lord to come back. Sau poate așteptăm ca Domnul să se reîntoarcă. What do we do? Ce facem? We watch again and we make the most of our time. Și folosim timpul cât mai timp. Read Ephesians chapter 5. Citiți Efeseni capitolul 5, verse 15.
versetul 15. Luați seama, deci, să umblați cu bădeare de seamă, nu ca niște neînțelepți, ci ca niște înțelepți. Make the most of your time. Folosiți timpul cât mai util. Make the most of your time. Folosiți timpul cât mai util. I cannot stress this enough. Nici nu pot ca să accentez destul de mult acest lucru pe cât aș dori. These are some of the most valuable years of your life. Dar acești ani pe care aveți sunt cei mai valoroși ani ai vieții. Don't waste them. Nu-i irosiți. Wanting to be with someone. Dorind ca să fiți cu cineva. Or to be someplace. Sau să fiți undeva. That you're not. Într-un loc în care nu sunteți. It's an incredible opportunity. Este o oportunitate incredibilă. Make the most of your time. Folosiți timpul pe care îl aveți cât mai util. How many of you know the story of the origination of the Nobel Peace Prize? Câți dintre voi cunoașteți povestea premiului Nobel, deci cum povestea originală, cum a apărut premiul Nobel? It's an incredible story. Este o poveste incredibilă. So for those of you who don't know, there was this is it's hard to believe it's so. Pentru cei care nu știți, e puțin mai greu de crezut. One man woke up one day and he read his obituary. In the paper, it was a story about his life after he had died, and he was reading it about himself. Un om se scoală într-o dimineață și citește într-un ziar toate cuvinte povestea vieții lui. My grandfather said every day the first thing he did when he woke up in the morning is he looked in the paper to see if his name was in there. Și spunea bunicul meu că el în fiecare zi, primul lucru pe care îl face, să uită în ziar să vadă dacă și numele lui e scris la DCS. And if it wasn't in there, he would get up out of bed. Dar dacă nu era scris acolo, atunci se dădea jos din pat. But if it wasn't in there, he would just stay in bed because he was already dead anyway. Atunci el spune, dar nu mi-a vrut, era totuși scris acolo, nu mai dădeam jos din pat. And he's reading about his life. It's omul ăsta citește în ziar despre viața lui, despre el. And his death. Și citește că este mort. And the only thing that he was really noted for, remember for, was that he invented dynamite. Și singurul lucru pentru care el era amintit acolo în ziar era faptul că el a inventat dinamita. Now the reason his name was in the paper is really his brother had died. De fapt, motivul pentru care apăruse numele lui în ziar era faptul că fratele lui murise. Și cei de la ziar au făcut o greșeală. But he somewhat got a second chance at life. Dar cu alte cuvinte, el acum a primit o a doua șansă în viață. He said, I want to redeem the time. Și a spus el, vreau ca să răscumpăr vremea. He took several hundred thousand dollars. A luat câteva sute de mii de dolari. And he began to award people for the greatest events that led to peace. Și a început să premieze oameni pentru evenimentele principale care au condus la pace. Astfel a început premiul Nobel pentru pace. In some ways, he redeemed his time. Într-un fel, el a răscumpărat vremea lui. You need to redeem your time. Tu trebuie să răscumperi vremea, timpul tău. There's a man in America you may or may not have heard of. Este un om în America, poate ți-a auzit de el, poate că nu. His name is Bill Gothard. Bill Gothard. And he is dedicated his life to helping with marriage and parenting. El și-a dedicat viața ca să ajute căsnicile și să ajute părinții. He's a phenomenal spokesman on Christian marriage and family. Este un vorbitor fenomenal în ceea ce privește căsnicia și cum să fii părinte. He's probably 65 years old. Are vreo 65 de ani. Never been married. N-a fost căsătorit niciodată. Never had any children. Și n-a avut niciodată copii. He realized at a certain point in his life. El și-a dat seama la un moment dat în viața lui. God may not want me to be married. Că Dumnezeu nu dorește chiar să se căsătorească. At least today. Cel puțin astăzi. He never said God doesn't want me to be married. El n-a spus, Dumnezeu nu dorește niciodată ca eu să nu mă căsătoresc. And God did wonderful things through him. Și Dumnezeu a făcut lucruri minunate prin el.
Because he redeemed the time. Pentru că a răscumpărat vremea. You know, as I mentioned, those months before I met Kathy were some of my most fruitful times in my ministry. După cum vă spuneam, acele luni când am întâlnit-o pe Kathy, înainte de a întâlni pe Kathy, au fost cele mai roditoare luni din viața mea. Redeem the time. Răscumpără vremea. The other aspect that I want to share with you, un alt aspect pe care vreau să-l împărtășesc cu voi, is just move forward with your life. Este să înaintezi în viață, and let the Lord bring the person to you. Și lasă ca Domnul să aducă la tine persoana potrivită. In just the everyday aspects of your life. În orice aspect al vieții tale. I think many of you know the story of Rebecca and Isaac. Cred că mulți dintre voi cunoașteți povestea lui Isaac și a Rebecca. You know, for Rebecca, the trip to the well that particular evening, it was something she did every day. Pentru Rebecca, să meargă în fiecare seară la fântână era ceva obișnuit. She was faithfully carrying out her current obligations. Ea, într-un mod credincios, își îndeplinea datoria ei. What if she said that night, you know what? I'm not going to go get the water from the well. Ce s-ar fi întâmplat dacă ea fi spus în seara asta, nu mă duc să aduc apă la fântână? No, my friend is having a dinner. Nu, că nu știu care prins nu are o cină. And there's going to be some single guys. Și acolo să mai fie și alți tineri. I'm not going to get the water. Așa că nu mă duc în seara asta după apă. I might miss out. S-ar putea ca să... On this guy at the party. S-ar putea ca să nu întâlnesc pe tipii care au venit la petrecere. Well, Rebecca was able to meet God's divine appointment for her life. Rebecca a putut să-l întâlnească pe cel pe care Dumnezeu a vrut ca să-l întâlnească. Because she was faithfully, pentru că a fost credincioasă, responsible in her current obligations. Și a fost responsabilă în obligația ei de zi cu zi. You know what? We have our own camels for water. She went to get water for the camels. Ea s-a apucat să scoată apă și pentru cămile. We have our own camels for water. Și noi avem cămilele noastre la care trebuie să dăm apă. You have certain responsibilities that God has entrusted you with. Ai responsabilitățile tale pe care Dumnezeu ți le-a dat. Let me tell you another example of someone faithfully carrying out their current obligations. Haideți să vă dau un alt exemplu de cineva care și-a împlinit într-un mod credincios obligațiile de zi cu zi. There was this young lady and she was working in the big government building in America. Era o tânără care lucra într-o clădire mare a guvernului în America. And it was the state capital of the state of Florida. Era chiar în capitala statului Florida. She's in there dusting the furniture. Și se află acolo într-unul din birouri, ștergând praful de pe mobilă. And instead of just dusting around like the vase, she moved the vase. Și în loc ca să șteargă praful pe lângă vază, a mutat vaza. She dusted under the vase. A șters pe sub vază. And then she put it back. Iar apoi a pus vaza la loc. She just didn't. Why did she do it that way? Acum, așa a făcut ea, dar de ce a făcut așa? So she was tall. Pentru că așa i s-a spus. She was faithful. Ea trebuia să fie credincioasă. There's this man sitting there. Era acolo un om. He said, I noticed how you were dusting the table. Și a spus, am observat cum ai șters mobila de praf. He said, why do you move the things? Și a întrebat el, de ce muți lucrurile? She said, well, I was taught that way. Și spune ea, așa am fost învățată. She said, my father always said, tata întotdeauna spunea, whatever is worth doing, tot ceea ce merită să fie făcut, is worth doing well. Trebuie și merită să fie făcut bine. And he went, He goes, what else did your father say? Și întreabă el, și ce mai spus taie-tu? So they had a little chat. Deci au discutat așa puțin. Well, today, she is the special assistant. Astăzi, ea este asistentul special to the governor of the state of Florida. Al guvernatorului din statul Florida.
special assistant to the governor. Asistentul special al guvernatorului. She didn't walk into his office one day. She did not. Ea nu a intrat într-o zi în biroul lui. And say, would you hire me? I am a diligent person. Vreți să mă angajați? Eu sunt o persoană harnică. He discovered her as she was faithfully carrying out her current obligations. Și odată, el a descoperit-o pe ea din cauza că și-a împlinit obligația și-a întrebat. It was really interesting that the last year that I was in business before I came to Hungary. Let me tell you about that year. A fost interesant pentru mine în ultimul an în care am fost implicat în afaceri înainte ca să vin în Ungaria. It was the best year that I had in my business career. A fost anul cel mai bun pe care l-am avut în cariera mea de afaceri. I knew I was leaving the company. Știam că o să plec din companie. And I didn't care at all about, you know, trying to get a better job in the company. Și nu mai e păsă acum că să obțin și eu o funcție mai bună în cadrul companiei. I knew that the people there knew I was leaving to go and do mission work. Știam că cei din jurul meu știau că eu voi pleca într-o călătorie de misiune. So every day I woke up and I said this to myself. În fiecare zi mă trezeam și spuneam, Lord, help me to be a good testimony. Doamne, ajută-mă să fiu o mărturie bună. Help me not to do my job in such a way that when I leave they go, oh, I'm glad he's gone. Ajută-mă să nu fac, să nu îndeplinesc lucrul aceasta în așa fel încât atunci când voi pleca ei să spună, bine că s-o dus de aici. I was just focused on being faithful. Eram preocupat de a fi credincios. And yet the Lord honors that. Și Dumnezeu onorează asemenea dorință. So, that's probably the main message that I have to you. Acesta este mesajul principal pe care l-am pentru voi. Is learn the secret. Învățați secretul. And redeem the time. Și răscumpărați vremea. Learn the secret. Învățați secretul. And redeem the time. Și răscumpărați timpul vremea. So here in the last 20 minutes or so, I just want to talk about some practical things. Vreau acum în următoarele vreo 20 minute să discutăm despre niște chestii practice. Again, what are some things we can do now that if God does bring somebody in our life, we're prepared? Ce trebuie să facem acum dacă Dumnezeu chiar aduce pe cineva în viața noastră? Să fim și ne pregătiți. One is, I've already talked about this, but learn to be transparent and open with one another. Unu, deja am vorbit despre aceasta, dar repet, trebuie să fim transparenți unul față de celălalt. Practice serving God with others. Practicați, exersați astfel și pe Domnul împreună cu ceilalți. You know, two or three years ago when I asked my wife, honey, how would you like to go overseas and do missions for a time? Acum 2-3 ani am întrebat pe soția mea, dragă, ce zici să mergem în Europa ca să slujim pe Domnul? She was ready to go. Era gata de plecare. Because we met serving the Lord together. Pentru că noi l-am slujit pe Domnul împreună. Learn to enjoy serving God with others. Învață ca să slujești pe Domnul împreună cu alții. Let me give you some other practical things. Hai să mai dau alte exemple practice. Now, practice financial responsibility. Acum începe și pune în practică responsabilitățile financiare. If you don't manage your money well now, dacă nu îți administrezi bine banii acum, you won't manage it well when you get married. Nu îi vei administra bine nici când te vei căsători. Couple other things. Develop practical life skills. Alte chestii practice. Dezvoltează îndemânări practice. Sau abilități. If anybody were to marry my oldest daughter, which you cannot. Dacă careva dintre voi ați vrea să vă căsătoriți cu fiica mea cea mai mare, dar nu puteți. She's too young. Pentru că e prea tânără. But if she were married today, dar dacă ea ar trebui să se căsătorească astăzi, she's an excellent cook. E o bucătăreasă bună. She can sew. She can sew clothes. Ea poate să știe să spele haine. She can teach children. Îi poate învăța pe copii. My wife and I can go on a trip and we can leave her completely in charge. Eu și soția mea putem pleca în orice călătorie și o lăsăm pe ea să conducă. She can manage the house.
Ea poate să conducă casa. She's not because of what we've done. Nu din cauza ceea ce am făcut noi, but she has taken the initiative to learn practical life skills. Și din cauza că ea a luat inițiativa să învețe chestii practice de viață. My son, he can fix his own car. Fiul meu știe să-și repare singur mașina. He builds beautiful furniture. Face mobilă frumoasă. I could not build a square wood box.